Superliga vă este oferită de Superbet. Meci extrem de important pentru configurația finală în subsolul clasamentului din play-out. UTA are în acest moment încă 4 finale de disputat. Execută Roger centrarea, n-arată rău deloc, o reluare însă departe de poarta lui Benga dintr-o poziție foarte bună. Centrare pe bara a doua, ajunge acolo Minnesota, încearcă șutul din prima. O victorie în schimb pentru Sibiu ar face din ultimele 3 etape din play-out vacanță. Să vedem șutul lui Balaur. Oh, ce execuție! Și iată o schimbare de poziții între Balaur și Popescu. Au tot alternat cele două flancuri, cei doi. Și Balaur are posibilitatea aici să-și facă mingea pe piciorul drept pentru șut. Centrarea lui Balaur, mingea ajunge apoi la Limăi. Oh, ce ratare! Ce ocazie pentru Hermannstadt! Se deschide puțin jocul. Sibiul simte că poate ceva mai mult. În flancul stâng, Alia Beid, concentrare în fața porții, Postolachi și apoi Pop, încă nu s-a terminat faza. Scoate până la urmă de acolo Florin Bejan. E clar că scoate mingea din piciorul adversarului, pentru că acolo ar fi jucat apoi mingea jucătorul UTA. E penalti. N-avea cum să fie altfel. Lovitură de la 11 metri pentru UTA, moment foarte important, minutul 50. Nu este un elan foarte mare. Roger se apropie de minge și înscrie! Gol UTA, 1-0. Și UTA la acest scor trece peste FC Argeș în clasament. N-a fost o execuție perfectă, dar ce mai contează? Ce mai contează este un gol extrem de important, dar mai este destul de mult de jucat din această partidă. Preluarea excelentă a lui Pop, trece de un adversar, continuă apoi cu șut, frumos, frumoasă fază. Epuizat și puștul UTA-i după această cursă. Pur și simplu și-a pierdut respirația. Un efort foarte mare, nu știu, să nu fie... Incredibil, iată. Superliga vă este oferită de Superbet.